primăverii. Oh, oh, gata, ține de ea. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Ține de ea, că nici eu nu mai pot. Fac pe mine. Trebuia să fac eu la tufa aia acolo, mă, ce grei. Eu mă duc la baia asta. Eu mă duc la baia mică. Da, mă. Neluțu, ce caută din nou Neluțu la noi, că nu înțeleg ce vrea? I-a spus eu că fac pui cu mamăliguță. Acolo e Petronela, la baia mică. Ce caută Petronela și acolo e ocupat. Pipi la noi în casă. Tu ai făcut pipi? Nu. Neluțu! Neluțu! Ce faci, mă, șerbane, mă? Măi, Neluțu, mă! E o cutie acolo. Gata, e liberă baia mică. Mersi, Petronela. Măi, dar ce fel de ceai orbesc voi în casa asta, că m-a terminat? Știi cum, m-a luat și pe mine și pe Neluțu deodată, de așa. Păi, de unde l-ai luat? Ceaia. Ceaiul. Uite de aici, din ibricul ăsta. Vezi tu? Păi, ăsta e lui Dănuța. Dănuța face în fiecare lună câte o cură de curățarea colonului. E foarte bun. Trebuie indicat de medic ăsta. Știi cum te curăță la burtă? Bebeluș ce face? Neața, fetele! Ea este... Nu-mi spune, nu-mi spune... Ea este Izabela. Izabela, fetele? Oh. Bună. Bună. Bună, Izabela. Da, Izabela. Bună, bună. A, iar el... Este Șerban! Săruna! Neața! Șerban Izabela, Izabela Șerban. Eu sunt Șerban, mm-hmm. El e Maradona. Da, da, când a venit noi aseară, voi dormeați așa că n-am vrut să vă deranjăm. Dar acum noi plecăm, nu-i așa, Izabela? Că Izabela trebuie să facă nani-nani și să știi că nu o să te uit, o să pună vorbă bună la casa de producție. Te pup, dragă, hai! Pa, pa, pa! Ai grijă cum traversezi, da? Drăguță, are făcut 18 ani? 18 ani? Și o lună? E bine! Și ce ne întrebăm noi, oare ce vorbești tu cu ele? Păi nu vorbesc cu ele. Unde simți? De ce? Păi de ce? Că... Faceți pui? Pui, da! Cu mama liguță, ca la mama acasă, la Moldova. Și de la crocan, nu? Exact! Și pui și mușdei? Exact! Ia uite, Marcel, cum îți place ție cu mușdei. Mm-hmm. Ne-am adus aminte când mai e usturoi. Hai că mă duc eu și vă aduc doi căței de usturoi, vreți? Și o să iau și bulionul ăsta pentru că mă gândesc să fac un picuț de mazăre cu pui, da? Bine, hai, pa! A rupt-o ceaiul ăla, ca pe mine, că astea, ceaiurile astea lui Dana cu detox m-au rupt de asta, mi-e foame de cât durează să fac asta? Două ore. Ia auzi, Marcel, două ore? Ce durează atât? Păi pui de țară, trebuie să pătrund. Da. Ai văzut... Marcel, ce cum a luat ea Petronela, vecina noastră, a luat bulionul și că ne dă usturoi pe el. Adică, ce afacere e asta? Adică ea câștigă, nu? Nu, noi nu câștigăm. Ai văzut? Ce faci, domnule? Bine, bine, bine. Mă tu? Bucur. Bine, am obosit. Da, cred că... Na. Ia. Yeah. Biletele. N-ai uitat, mi-ai adus biletele, Marcel. Da. VIP? Uh-huh. VIP cu intrare în spate la vestiare? Uh-huh. Cu stat cu băieții, cu plecat cu ei cu autocarul un sfert de oră și după aia te lasă pe drum? Încă e foarte bine! Îți mulțumesc! Da, mă, stai, dar cum ai făcut rost de ele? Că nu se mai găseau așa ceva. M-au rugat băieții, scrie, ne unim și... Tu scrii imnul la băieți? Uh-huh. Imnul la... Cum e? Cum e? Măi, Șerbane, cum să fie? E... E complicat. Șerbanie! Dacă tu ți-ai foame, du-te rog frumos și iei niște malai. Să iau niște malai, nu? Aha. Da, mă duc. Îți mulțumesc mult de tot. N-ai de ce, n-ai de ce. Mamă, 10 jumate, ce de vreme. Hai că mă duc să mai dorm un pic. Du-te și odihnește. Te pot, Șerbane. Ce e cu asta aici? E... Ah. Ce viață are Marcel, nu? Timp liber, dacă vrea femei, dacă vrea bilete la meci. El zice, eu vreau bilete la meci. Băieții vin, ia Marcel, bilete la meci. Băi, ți-e scurt balele după viața lui frate meu? De ce dai, mă, așa? Da, ia tu cutia aia de acolo, de jos și pune-o dincolo. Hai, repejor. Repejor, repejor, repejor. Dar ce ai aici, mă? Obiecte feng shui. Pietre de moară, obiecte feng shui, adică de alea urâte și scumpe, nu? Sunt obiecte de artă. Știi că asta te ajută să-ți găsești energia pozitivă, să fii zen, știi cum ți-e vând ca pâinea caldă. Da, păi le iau mulți fraieri, așa zici și tu, ca să nu zic aia că te-au fraierit. Ia, ia, pleacă tu de aici. Gata. Hai du-te odată după malai. Mă duc după malai, ia-mi și mie niște demachiant, hai. Bine. Și niște lapte. Da. Și legume, din astea, nu legume, măi, fructe pentru copil. Bine. Și mere, mărunțetă. Banane și portocale. Am înțeles. Și sare mărunțetă. Am înțeles sare, da. Și un cap de mop. Și detergent de vasă. Stai pe rând, deci
Detergent de viață, cap de mort, cap de mop. Ce faci, te duci la piață? Ia și mie niște mărar, pătrunjel, morcov, un ou. Bine, hai, bravo. Dănuța! Hai, Petronelă, vină încoace. Ce caută femeia asta la noi în casă? Opa! Așa. Gat. Fii atent. Ia. Ai o broască? Am. Să știi că asta e foarte bună pentru liniște. Pentru liniște? Ia să vedem. Perfect. Mai ai un Buddha, dar să știi că ăsta nu e cine știe ce. A, nu? Ai elefant. Da. E foarte bun elefantul. Da? Elefantul ți-aduce bani. Tu știi cum curg banii după ce pui elefantul în casă? Eu am 3. Tu vorbești serios? Serios? Mă, că trebuie să-l pui neapărat cu trompa la fereastră. Dacă nu-l pui cu trompa la fereastră, poate să-ți facă mai mult rău decât bine. Hai, lasă-mă. Dacă zic... Tu știi cum mi-au crescut mie veniturile după ce am pus elefantul pe dulap? Ei, na. Dacă zic, 18 lei, câte 6 lei de fiecare elefant? Ce bine elefant, cât ai dat? Asta face special așa, știi, ca să... Hai, lasă, că nu-i problemă. Nu nod în papură, numai că ușa trebuie să fie foarte bună, ușa. Cum adică? Chiul. Stai, cum adică? Chiul, energia pozitivă, da? Când intră în casă, aici... Aici trebuie să rămână, pentru că dacă nu ai ușa bună, știi cum ți-și buși, pac, ți-a și ieșit toată energia pozitivă bună din casă pe ușă. Dar ușa trebuie să fie puternică, pentru că altfel degeaba ții tu toți elefanții cu trompa la fereastră, înțelegi? Stai, o fi ușa mea destul de puternică? Nu știu, eu zic că să o verificăm. Hai să o încercăm, hai să o încercăm acum. Acum, ia, cum e? Cum e ușa asta? Cum trebuie să fie? Arată-mi tu. Ia, cum? 1, 2, 3 și... Ce faci, mă? Mă, ce cauți tu, mă, șerbane, din coace de ușă, mă? De ce nu spui, mă, că ești aici? De ce nu spui că ești aici? Ce dacă mai nu trebuie să vin acasă să spun sunt aici? Tu n-ai văzut? Tu n-ai văzut că noi aveam treabă? Nu, că nu văd prin ușă. Na. Deci, șerbane, noi verificam să vedem cât e ușa de puternică. Tu știi câte obiecte din astea are Petronela la ea acasă? Băi, șerbane, trebuie să verifici, să vezi dacă e ușa puternică, să nu iasă chiul afară, să nu plece. Chiul să rămână... adică energia pozitivă. Energia pozitivă să rămână aici la noi, trebuie înțelegi? Aici în casă. Deci, da. Chiul trebuie să rămână aici în casă, dar tu nu trebuie să rămâi, n-ai treabă la tine? Am venit să-ți aduc usturoi. Mulțumesc, du-te la mazărea ta acum, te rugăm. Cu pui. Cu pui, da? Da, numai că n-am nici mazăre, nu mai am nici pui. Știi? Și mă gândeam așa, dacă pun doar puțin bulion așa cu apă, nu cred că iese cine știe ce, știi? Dar unde-i mălaiu? Aulă, mălaiu, am uitat mălaiu. Ce ai făcut, mă? Am uitat mălaiu. Păi dacă mă țin nebunit să mai iau și altceva, ai muncat după mălaiu, dar trebuie să iau și cap de mop, să iau și detergent de vase, na, ce să fac? Am uitat de mălaiu. Păi nu ți-ai notat? De ce să-mi notez mălaiu dacă eu mă duceam după el? Trebuia să-mi notez celelalte, nu le-am notat, astea le-au locuit pe alea. Asta e, las că mâncăm cu pâine. Tu vrei să arunc puiul pstigean să-l mănânci și câinele vecinului? Nu, băi, mi-e foame de mort, te rog frumos. Pe când tu stai un pic. Rețeta de la mămuca se face cu mămligă. Așa că du-te după mălai. Rețeta de la mămuca e cu mă duc. Dar mie mi-a dus legume. Cartofiori, morcoviori, sfeclă, țelină, leuștean, pătrunjer, mărar. Da. Primăverii 16, bine, te aștept. Hai repede, pa. Ia să vedem. Ce e asta? Încerc să-i dau de cap feng shui-ul lui ăsta, bă, dar dacă ar fi să mă iau după toate articolele alea de pe net, ar trebui să dărâm toată casa. Tu știi că obiectele alea indiene, dacă vrei să, trebuie să le pui așa în diagonală. În diagonala de la ușă la fereastră. Și eu nu știu cum să fac casa, dar reușesc eu până la urmă. Da, asta e o prostie. Băi, Marcel. Ascultă la mine, fericirea vine așa dintr-o dată, nu trebuie să faci nimic, uită-te la mine. Eu eram nefericit, m-a părăsit nevasta și acum sunt fericit? Na? Da. Auzi, eu dacă te prind pe tine cu vorbe de astea pe lângă șerban, eu te omor cu mânuța mea, măi fratele. Păi dar n-ai de ce surioară, pentru că eu când rămân singur cu șerban, eu plâng. Da, și îi spun că vai ce greu mie, vai ce greu mie. Bă, tu auzi că te omor? Hai mă, stai liniștită. Șerban e fericit cu tine. Ce-i asta? Feng shui. Șerpii afară, mă, Marcele. Deci un frig mi-a închețat și sufletul în mine. Deci am venit pe jos, deci nu mai pot, nu mai simt degețele, nu mai simt nimic. Mi s-au încleștat pe mălai, ia-ți mălaiul. Ce asta? Ne întrebă mălai simplu, nu grișat. Vorbești serios? Da. Păi, mamuca nu folosește dista grișat, că iese mamăligă moale.
Și ce dacă foloseam mămuca de asta? Noi o să folosim de asta la altul, da? Nu se poate, că rețeta lui mămuca este cu mălai simplu, da? Și dacă avem mălai simplu, mâncăm. Dacă nu avem, zboară pui fereastră direct la câine, da? Punct! Pentru că așa e rețeta lui mămuca. Nu mai pot. Deci se învârte totul cu mine. Știi cum e afară? Mor de frig, mă ia inima. Ai văzut, Dănuța, ai văzut? Șerban e fericit cu tine, uite-te la el. Aoleu, stai așa că mi-a venit mașina. Hai la revedere, pa, pa! Hai, mă! Hai la revedere. Mă, te omor, ai auzit că te omor? Sper că ai încălzit mașina, da? Bravo. Viața nu e corect. Ce nu-i corect, mă? Ce nu-i corect? Viața nu e corectă, nu e cu eu. Eu mă duc de 10 ori pe zi pe un frig de crapă pietrele și creierii omului să iau mălai. Și Marcel se îmbracă frumos, îl așteaptă șoferul cu mașina încălzită, mănâncă în oraș, se... Da, pentru că Marcel n-a vrut puia la Moldova. Da, sigur de asta. Auzi, măi, Șerban, hai să-ți explic, mamă, stai jos aici, hai. Șerban, Marcel e singur, Șerban. E singur, l-a părăsit soția, nu mai are cu cine să schimbe o vorbă, nu mai are cu cine să împartă patul. Tu îți dai seama ce hal e? Da, săracul e, se vede pe el cât de amărât e, rău de tot. Băi, tu dacă erai atent, luai exact ceea ce trebuia. Dar am fost atent și am luat. Mi-ai zis, mă, negrișat? Mi-ai zis tu negrișat? Mi-ai zis? Nu mi-ai zis. Nu mă duc nicăieri. Nu mă duc. Ba te duci. Să fie clar. Măi, fii atent. Cerban. Ia, uite. E puiul aproape gata. Uite ce bine miroase. Ia. Hai, mai du-te o tură. Hai. Ce foame mici. Păi vezi. Ok, gata, mă duc. Mălai greșat. Nu! Simplu! Negrișat! Gata, negrișat. Am înțeles. Și Cerban, te rog frumos, atunci când te întorci, treci pe la Petronela, ia-o și pe ea să mănânce și ea pune la masă. Mălai greșat? Ne! Greșat și Petronela. Și poate dă doamne și mă ia la el. Mă ia la el în frig. Plec eu și rămân eu. Ieși! Ieși! Acum! Păi, Diana, ăsta-i sutienul tău? Ce frumos e! Dar nu e al meu. Nu? Nu. Marcel. Nu, cred că e nici al lui Marcel. Nu, glumi. Nu glumi? Că asta e foarte serios. Marcel n-a cunoscut atâtea femei că te-a adus în casă în ultima lună. Eu, clar, nu se simte bine, nu? Eu zic că se simte foarte bine, foarte bine. Păi gândește-te, unii bărbați după divorț se apucă de băut, alții nu ies din casă, alții nu mănâncă. Dar Marcel o ales... Păi da, o ales să se distreze, știu asta. Dar să se distreze, dragă, numai să nu mi-aducă mie sutiene din astea străine în casă. Pentru că vede Șerban și după aia își dorește și el să... De ce crezi că dacă nu vede, nu-și dorește? Diana? Își dorește, dar hai să analizăm și noi la situația. Femei cât în capi, bani fără număr, libertate maximă, nu și bărbat nu-și dorește asta. Păi aveți tu că întinzi coarda! Își dorește, dar nu toți pot avea. Uite, de exemplu, Șerban are chelii. Da, are calitatea asta. Da, și nici bani n-are. Așa e, n-are. Păi și tu știi ce să fac el cu libertatea. Da. Vezi ce norocoasă sunt eu, păi da. Da. Șerban este bărbatul perfect. Sărac și chel. Chelie egal stabilitate perfectă în familie. Dănuța, nu glumi cu asta. Păi nu că nu glumesc, dragă, eu chiar vorbesc serios. Șerban este fericit cu tine și tu ești fericit cu dânsul. Asta așa-i. Știi câte lume și-ar dori asta? Eu, de exemplu, mi-aș dori să am așa o familie fericită ca voastră. Serios? Da. Dar fără chelii, dacă se poate. Oh, ce drăguț ești. Păi, dar de ce nu-ți găsești un băiat? Păi, dar mi-am găsit. Da? Da, mai mult. Păi și? Păi, nu se înțeleg între dânșă. Aha, n-ai încercat și tu să alegi pe unul dintre ei? Nu. Păi de ce? Păi, dacă din mai mulți mă părăsește unul, nu se simte. Dar dacă din unul mă părăsește unul, eu cu și rămân. Cu durere de cap? Nu. N-a sănătoasă gândire, bravo. Da. Da? Da. Oricum stai liniștită. Lui Șerban îi place stabilitatea. Păi da, mă, dacă tot să-i mai placă, dacă pe aici așa defilează tot felul o armată de-asta de despuiate de-a lui Marcel. Ei, uite și el o leacă. Da. Și după aia se întoarce la tine. Ia vezi tu, nu-i gata puiul ăla? Ia vezi tu acum, ia verifica acolo, nu mai pot de foame. Dă-o focul la uite, maxim. Uite, nici bușdeiul nu l-ai făcut. Așa.
să se rumenească o lecuțecă și gata. Hai, hai, repejor! Oh, uitați bicicleta peste Neluțu! Hai, repede! Neluțu? Hai să-l ducem la spital cu mașina ta! Neluțu! Neluțu, da! Neluțu, da! Mamă, 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 mamă! Petronelo, s-a închis poarta, că intră câinele! Olă, am găsit, mă, lai, mai pot, al unde mă, lai? Dana! Gata, gata! Diana! Am venit, na, ia bulionul! Am luat, mă, lai! Ia bulionul! Ha? Unde-i puiul? Nu știu, nu-i nimeni aici, Dana! Păi nu-i nimeni aici, Dana! Diana! Ce miroase? Nu știu. Ce miroase? Puiul! Puiul! Puiul, puiul, puiul! Puiul! Mamă, 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 a fost Neluțu pe aici, cred. Mamă! Diana! Arde, măi! Închide-l, mă! Închide-l, arde, măi! Închide-l! L-am închis! Mai e pui acolo? Ori l-am dat prea tare! L-am închis, ori l-am dat prea tare! Nu știu, nu mă pricep, e nou! Dana! Diana! O fi la WC-ul? La Baia Mică ori la Baia Mare? Du-te la Baia Mică, la Baia Mare, e o nenorocire! Dana! Nu-i aici! Mai ce mâncă? Șerban, nu vrei să vii aici lângă mine să ne uităm împreună la meci? Tu te uiți la fotbal sud-american? Da, sunt din Brazilia. Îl știi pe Bebetu? Ce meci! Vrei să-ți aduc o bere? Da! Eu așa ceva nici în filme n-am văzut. Eu am văzut-o de la balcon. Și 11 ruibiștri l-au alergat pe Marcel. Prin toată discoteca. Răspunde la întrebare. De câte ori ai dus tu vaca la câmp? Niciodată, dar n-are niciun fel de importanță. Așa. Ca da. Să-ți arăt eu câtă importanță are când vaca timpuji ca să aibă coarnele tăiete. Ia să vezi acum. Mai, mai, Ce faceți, măi? E o fată afară, ce să fac? Să-i zic să intre? E o fată afară, auzi cât e să facă? Păi spune-i să intre! Toate Haide, fetele intră. Să intre aici! Intră. Să intre toate fetele! Aoleu! Auzi, da, tu de ce nu răspunzi la telefon? Păi, de ce nu răspund la telefon? Păi tu ce faci, mă așteptai afară? Aoleu, ia uite, te-ai învinețit păi, de prim. Păi te-am sunat și nu răspunzi. Păi n-am răspund pentru că mi-a murit telefonul. Te rog frumos să mă ieți. Nu, că sunt hotărâtă. Sunt foarte hotărâtă. Dacă nu pleacă el, plecăm noi. Foarte bine, plecăm noi. Nu tu, mă. Eu cu Șerban și cu Roberto. Aoleu, unde vrei să plecați? Păi n-am unde.